Auzi, poți să te deranjezi puțin? Pot și mai mult, că mă aranjez eu după aia. Nu, că eu nu am gânduri din astea. Dar eu am. Las-mă că n-am niciun chef, altceva vroiam de la tine. Eu borș cu fasole nu-ți mai fac. Ei, dar tu ți-ai ales baba? Babă? Ei, eu nu-s din alea. Eu dacă ies să-mi aleg, îmi aleg un flăcău care are ciucălău. Nici nu știi, femeie, așa e tradiția să-ți alegi o babă de la 1 la 9 martie și cum o să fie vremea în așez, așa o să fie tătanu. A, baba să alegi după dată și moșul după pensie. Atunci eu îmi aleg pe 8 martie. Poate o să vină și vremea mea. Să... poate am noroc. Dar tu ce ești aia șăbătos? Ți-a murit baba sau ce? Mai rău. Nu vezi și șeață și ploaie mocănească e afară? Da, e o zi superbă de toamnă în care e bine să stai în dormitor și să încerci măcar să faci copii. Dar tu crezi că mie mi-ar de să fac copii? Când știu că tătanul ăsta va fi așa, că azi era baba mea și-o și vreme. Păi eu zis busul de o săptămână că vin ploile peste noi. O fi zis, dar eu mă uit la TV așa, doar ca să mă gândesc la altceva. Eu nu ascult ce zic că e acolo, că nu mai bigui aiurea, mai ales la horoscoape și... și ne. La mine, la horoscop, tot ce zice, tot se întâmplă. Mai ales când zice că te contrazici cu partenerul, cu așa chef mă cert cu tine când știu că am astrele de partea mea. Eu m-am lămurit cu ei. Într-o zi, tu știi și mi-a zis, o să câștig, să am un câștig neașteptat. Și m-am dus cu un chef la păcăneli și am pierdut toată locația la copchii. Și am zis gata, până aici. Te-ai lăsat de păcăneli? Nu, ce păcăneli? Nu mai cred în horoscop și la păcăneli joc în fiecare zi. Că se alinează vreodată planetele și ia eu jackpot-ul și să vezi tu. În horoscop nu crezi. Da, în babi, da, fii țărmoacă să-ți fie. Babile-s babi, și vrei. Mai fac o ciorbă, mai o frecție. Ție ți-ar trebui o babă de vreo 20 de ani să te zăpășească, să te clocotească, să te sfșească. Să știi că mi-ar cam trebui, dar de unde s-o eu? Te caftez până-ți ies babele din cap, auzi la el. Vrea o babă de 20 de ani, sacătura. Mai ai ceva de adăugat? M-ar mai interesa dacă e fără supărare și prea mult deranj. Vroiam să știu, dar și pute așa pe aici. Poate ai tras tu vreo fâsâită de frică și te faci că plouă. Ei, miroasa florișelii parcă. A, da, ne-am cumpărat singur vreo 4 buchete de flori. Vezi ce frumosă, Ninus? Văd. Doar că în casă ar trebui să miroase a mâncare, a o tocăniță, un borș, nu a flori, că nu-i florărie aici. Da, babe, nu vrei să miroase? Oh, oh.